Astăzi s-a dat startul ediției 2016 a campaniei Sănătate pentru Sate. Caravana medicală a mers de această dată în satul Ciorogârla din județul Ilfov. Școala gimnazială numărul 1 din localitate s-a transformat în cabinet medical. Aici persoanele defavorizate au primit consultații gratuite. În sprijinul acestora au venit 40 de voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Astăzi ne-a oferit sprijinul 15 medici specialiști cu diferite specializări. Ei au venit, ne-au sprijinit și cu aparatura medicală. Următoarea campanie se va desfășura în comuna Vidra. Noi deja am pregătit cam tot ce trebuie acolo din punct de vedere organizatoric. Acum așteptăm pacienții. Cum v-a sprijinit Carrefour România în activitatea pe care ați întreprins-o astăzi aici? Ca și data trecută, Carrefour România a oferit 150 de pachete constând în produse de igienă și este o colaborare care sperăm noi să meargă mai departe. Carrefour este unul din sponsorii noștri principali și mulțumim pe această cale pentru implicare. În acțiunea de astăzi au fost implicați 13 medici specialiști, asistenți medicali și o echipă de voluntari de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Mi se pare foarte utilă această acțiune, tocmai din punctul de vedere al prevenției, pentru că foarte multe afecțiuni care pot fi tratate sunt depistate cu ocazia unor teste de screening și din acest motiv cred că acesta este cel mai important lucru în ajutorul pacientului. Cu atât mai mult cu cât sunt anumite regiuni care nu au acces foarte ușor către consulturi, spitale mai dezvoltate. În ceea ce privește specialitatea mea, da, osteoporoza este frecvent întâlnită, mai ales la o anumită vârstă și am văzut astfel de pacienți care au nevoie de tratamente. Știm cu toții că actul medical uneori poate fi restrictiv prin costurile care apar. Faptul că prin acest program al Patriarhiei Române oamenii pot avea parte de un act medical de calitate. Faptul că această campanie a unei acțiuni deosebit de utile s-a început în comuna Ciorogârla, pentru noi este un eveniment deosebit în viața comunității și înseamnă mult și pentru autoritățile locale, pentru cetățenii comunei, care trebuie să mai și recunoaștem, nu toți au posibilitatea de a merge la un medic specialist. Am venit pentru niște analize. Mi-a făcut ecografie la inimă. Le-am făcut gratuit și este o inițiativă foarte bună. Pentru că noi, pensionarii, ne greu să mai plecăm la oraș și să facem analize, să facem așa, gratuit. Am venit cu toții aici. Prima dată mi s-a luat tensiunea și apoi am spus ce probleme am și m-a trimis la kinetoterapie pe mine și am venit și cu nepoțelul care a venit la stomatologie. Și a primit un cadou, da, într-o punguță, o pastă de dinți, un săpun și o periuță de dinți. Activitatea Caravanei Sănătate pentru Sate se desfășoară printr-un parteneriat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. În cadrul acestei campanii sunt organizate acțiuni medicale pentru persoanele din mediul rural, cu vârstă înaintată, care nu se pot deplasa, suferă de boli cronice sau care au un statut socioeconomic scăzut.